Doamne Iisuse Hristoase, singurul cu adevărate puteri tămăduitoare, Cel ce cu sângele Tău ai adus mântuire din marea și prea curata Ta iubire, dezleagă acum, Doamne, toate vrăjile, farmecele și blestemele cu care sunt legat și zdrobește puterea lor, astfel încât de îndată într-un nimica să se prefacă. Fie că au fost făcute de vrăjmași, știuți sau neștiuți, văzuți sau nevăzuți, cu vorba, cu gândul, în cer sau pe pământ, spulberă-le Tu acum cu temuta și sfânta Ta cruce și distruge-le urma. Pustiește și depărtează din viața mea și a celor dragi mie vraja, blestemul, mânia, invidia, trufia și orice altă slăbiciune necurată a sufletului. Și umple-mă de credință și de iubire. Dezleagă-mi casa, lucrul și toate ale mele de orice legătură necurată, cuvântată sau necuvântată, scrisă sau nescrisă, de fier, de piatră, de lemn, de sânge sau săvârșită prin ardere sau prin cânt viclean sau prin străpungere de ace sau oricum ar fi fost făcută, sfărâmă acum dorințele dușmanilor și toată lucrarea lor. Și nu îi lăsa, Doamne, în păcat pe cei ce îmi vor răul, ci sloboade-te asupra lor și arată-le puterea Ta. Căci numai Tu ești unul Dumnezeu peste toate, iar eu mă încred cu totul în Tine. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce ești aproape de mine la necaz și la primejdii, Cel ce ești pretutindenea și pururea, stăpân peste toate, și Cel ce cu nespusă blândețe Te-ai rugat pentru vrăjmașii Tăi și bine le-ai făcut și i-ai iertat, întoarce, Doamne, la credință și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei. Învață-mă să nu stau împotriva celui rău și dă-mi putere ca să nu cad în mânie și să nu gândesc gânduri răzbunătoare. Dă-mi să ierte din inimă toate vătămările primite și ține-mă tare ca să mă pot ruga și pentru cei ce au greșit înaintea mea. Întoarce, Doamne, la credință și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei. Întoarce, Doamne, la credință și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei. Nu lăsa sufletul meu să cadă în mâhnire și în păcat,
ci luminează-l cu spiritul împăcării și al blândeții creștinești. Dă-mi să învin cu iubire voința răutăcioasă și dăruiește-mi Duhul curăției și al răbdării și al încrederii neclintite în Tine și în puterea Ta. Întoarce, Doamne, la credință și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei, căci Tu răsari soarele și peste cei buni și peste cei răi și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și de aceea Te rog pe Tine, Doamne, să le curățești inima dușmanilor mei și să le înlădi ca să Te cunoască pe Tine și să se supună poruncilor Tale și să își vadă greșelile și să se căiască de fără de legile lor. Întoarce, Doamne, la credință și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei. Întoarce, Doamne, la credință și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei. Întoarce, Doamne, la credință și la rugăciune pe toți vrăjmașii mei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu uita să împarți această rugăciune și cu alte persoane din viața ta. Și dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal pentru și mai multe rugăciuni creștine. Dumnezeu fie cu tine!